Tot mai mulți fermieri italieni se plâng de faptul că nu mai găsesc lucrători români în condițiile în care aceștia preferă să încaseze venitul de cetățenie și să mai completeze veniturile cu ceva la negru. Conform mesajul.ro, cotidianul La Stampa prezintă mărturia lui Giuseppe, un fermier de 44 de ani din Piemont, informează știrdiaspora.ro. Giuseppe Pomato are 44 de ani și face parte din a patra generație a unei familii istorice de fermieri din Scapacino. Potrivit publicației La Stampa, Giuseppe cultivă 60 de hectare de fructe, legume și alune, dar în acest an recolta va fi compromisă de lipsa forței de muncă, secetă și prețurile care au crescut într-un mod accelerat. Fermierul italian vorbește într-un interviu pentru publicația citată despre criza forței de muncă din ultimele luni. Am făcut multe cereri pentru muncitori, dar oamenii nu sosesc. Chiar astăzi am primit un refuz din România, am oferit mâncare, cazare și 7 euro pe zi, dar se pare că nu au fost de ajuns. Am avut de obicei câte 10 oameni la lucru, dar în acest an vom fi nevoiți să ne descurcăm de unii singuri. Vara aveam o mulțime de tineri care solicitau contract de muncă pentru sezonul estival, dar de când există venitul de cetățenie, lucrurile s-au schimbat. Mulți preferă să-și petreacă zilele la bar și să-și completeze veniturile cu ceva de lucru la negru. O rușine pentru această țară și o nedreptate pentru cei care sunt nevoiți să lupte pentru a-și salva propria companie, mai spune Giuseppe. Lipsa ploii a diminuat recolta la jumătate, fructele se zbârlesc și se usucă pe ramuri, piersicile și caisele suferă cel mai mult. Frunzele au căzut din cauza secetei, fructele sunt mici și cântăresc puțin. Pentru a nu vedea fructele uscându-se pe ramuri, suntem nevoiți să le culegem mai devreme, a mai declarat italianul pentru La Stampa, relatează mesajul.ro.